Când și ce nori din morminte viață dăruindu-ne, Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și ce viață dăruindu-ne, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfânta Trăim, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru care este în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce prin noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților, celor ce s-au săvârșit, odihnește Mântuitorule și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe Dânși într-o viață cea fericită, care este la Tine, viitorule de oameni. Într-o dignată, Doamne, unii toți drepții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși sufletele adormiților robilor Tăi, odihnește-le și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care înscupe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, preoții Valerian, Mirona, Mihai, Dumitru, Vasile, robii lui Dumnezeu Constantin și Gheorghe, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să așeze sufletele lor, unii toți drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, cetare păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, Dumnezeu nostru să cerem,
Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu, Duhul și tot trupul care a călcat moartea și pe deale surpașa de viață lumii tale, în sus, Doamne, dihnește și sufletele adormiților robilor tăi, preoții Valerian, Miron, Mihai, Dumitru, Vasilie, Robnezeu, Constantin și Gheorghe, în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, Iunea Frisat, Dreante, stare și suspinare și orice greșeală să vârștie cuvântul cu lucru sau cu gândul, Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor, iertați-ne, Dumnezeu să iertă. Că nu este om care să fie îngrișească, numai singur ești de păcat, dreptatea ta e dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celor fără mijloc tău, Părinte, și pe a Sfântului, și bunși de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viața cea fără de sfârșit. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire, slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către idei care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat zi vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică, dar judecat nu va veni și s-a mutat din moarte la viață, adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia, căci pe cum Tatăl are viață, sine și-a dat și Fiului să aibă viață sine și a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic pe cum o judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatăl meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm, Doamne, stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfințul Său și niște apostoli, cheie împărăției cerurile după Sfânta învierea ta cea de-a treia zi, cartole dorit putere de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fii legat și încerc de deși pe frumos să o lega, și tot așa să fii dezlegat și încerc de deși pe frumos să o dezlega, ceea ce prin Iisusa ta iubirii de oameni, în principiu noi smeriți și nevrenici robii tăi să fim moștenăcioși pe Sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău. În suprea bunului împărate, prin mine smeritul și nevrenicul slujitorul tău, iartă adormiților robilor tăi, preoții Valerian, Miron, Mihai, Dumitru, Vasilie, Robnezeu, Constantin și Gheorghe. Orice a greșit ca niște oameni această viață și le iartă-lor câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care înșiși, din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu sau de la cineva o sfântă necare ca aceasta, prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bune și mult îndurate, ca sufletele lor să așeze cu sfinții care din veac au mineplăcuții, iar trupul să dea fericire de tine, că binecuvânta și preaslăvitește în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice, Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din mort și stăpânește peste cei vii și peste cei morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale,
a Sfinților și Întolăudaților, apostoli, a Sfântului și Deptului Lazar, cel înviat a 40 de morți, sufletele adorilor robi Dumnezeu care s-au pomenit în corul dreptul să le așeze, să rog, să odihnească cu Sfinții să-i numeri, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Iar robilor lui Dumnezeu, Valerian, preoții Valerian, Miron Mihai, Dumitru, Vasilii, Romnezeu, Costălin și Gheorghe, cu tot neamul dormit într-o fericită adormire de Doamne, veșnică odihnă sufletelor adormiților, robilor Tăi, șlefălor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam, lefelor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Sufletele lor într-o bunătăți se vor să lășnui și urmașilor vom moșni pământul vei să fie pomenirea lor. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte tăcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururile și vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Iertați-ne, frate, și a doilea oară și a treilea oară, Dumnezeu să ieți și cu drepții să odihnească, cum va să trăiți și să-i pomeniți. Doamne ajută! Și o zi binecuvântată, cu mult folos. Nu este folie. Trebuie să mă zic. Tot s-a prins de iarba tot. O, mai pune și o zi. Cât voi ieșideți aici, îmi place să stângeți. Vă dorim sănătate și îmi stăriți. Iată de 14, zice, da? Vă mulțumesc, Doamne, ajută-mi. Mi-e părere. Trebuie să-ți faci.